stimați reprezentanți ai autorităților publice locale, doamnelor și domnilor, bună ziua, eu nu pot chiva nouă. Vă mulțumesc că mi-ați cântat când am intrat, aveți voci bune și puternice. Din câte știu eu, au trecut mulți ani de când un președinte a pășit aici într-o vizită oficială. Așadar am ținut în mod special să vin în această zonă minunată cu oameni puși pe treabă pentru a vă cunoaște. După cum probabil ați aflat deja, agenda mea de astăzi cuprinde mai multe acțiuni. Și în județul Harghita, și în Covasna, și sunt sigur că aerul de aici și decorul natural deosebit, dar mai ales oamenii, vă vor face numai să ne amintesc cu plăcere pe întâlnirea noastră de astăzi, pentru care vă mulțumesc, dar și să mă reîntorc aici cât de curând. Am venit să vă ascult cu foarte mare atenție. Sunt sigur că doar prin dialog și printr-un parteneriat autentic, nu unul mimat, între reprezentanții de la centru și cei locali, pot fi găsite cele mai bune soluții la dificultățile pe care le întâmpinați. Vreau să vă spun de la început că apreciez foarte mult echilibrul de care dă dovadă marea majoritate a aleșilor locali din județele Harghita și Covasna. Adesea, v-ați constituit într-un liant între minoritate și majoritate și ați reușit astfel să creați o punte între actul decizional local și cel central. Din păcate însă, de prea multe ori, realitățile din județele dumneavoastră, locuite în majoritate de maghiari, sunt interpretate de o parte sau de alta, într-o manieră care dezbină, care nu face decât să accentueze diferențele și să promoveze ostilitatea. Intoleranța, respingerea celor de altă etnie, indiferent dacă sunt practicate de reprezentanți ai minorităților sau ai majorității, sunt căi sigure pentru blocarea evoluției atât a comunităților, cât și a țării în ansamblu. La fel cum izolarea acestor comunități nu este de natură să favorizeze progresul. Dimpotrivă, tocmai participarea la viața publică a întregii societăți este cea care conduce la o mai bună apărare a intereselor legitime ale acestor comunități. În istoria postdecembristă avem suficiente momente în care dezvoltarea statului s-a bazat și pe susținerea primită din partea reprezentanților comunității maghiare, al căror sprijin pentru parcursul european și nord-atlantic al României, spre exemplu, este de necontestat. Contăm, în continuare, cu o contribuție la fel de semnificativă și la actualul efort de reconsolidare a proiectului european. Reușita acestui demers depinde în mare măsură de capacitatea statelor membre, inclusiv a țării noastre, de a reconfirma adeziunea la principiile statului de drept și la valorile profund democratice, potrivit cărora o majoritate politică își folosește puterea nu pentru a dicta, ci pentru a căuta armonizarea deciziilor în beneficiul tuturor. Doamnelor și domnilor,
Județele Harghita și Covasna au un potențial de dezvoltare deosebit. Sunt foarte multe sectoare și domenii de activitate în care merită investit. Sunt monumente istorice care oferă o coloratură aparte regiunii, sunt stațiuni balneoclimaterice de importanță națională, sunt rezerve de ape minerale care merită exploatate. Totodată, sunt multe zone folclorice și etnografice care trebuie conservate pentru că au o capacitate formidabilă de a atrage turiști români și străini. Este un semn bun faptul că în 2016 numărul de sosiri turistice a fost aproape dublu față de 2015, însă ponderea turiștilor străini este încă mult sub media națională. Este evident că turismul are un potențial deosebit în această regiune și tocmai de aceea reprezentanții autorităților publice locale trebuie să se implice și mai mult în valorificarea acestui sector. Există, ca peste tot în țară, și restanțe. Infrastructura este una din ele. Modernizarea infrastructurii rutiere, uneori, este o condiție esențială pentru dezvoltarea zonelor urbane și rurale, dar și pentru creșterea atractivității turistice și, la modul general, economice a regiunii. Ar fi mare păcat ca o zonă cu un potențial turistic atât de mare să rămână neconectată la restul țării. Sunt la curent cu realitățile economice și demografice ale zonei, precum și cu dinamica resurselor de muncă. În plan economic, de exemplu, Harghita și Covasna au decalaje semnificative în atragerea investițiilor. Sunt convins că există exemple de bună practică și soluții economice locale. Trebuie să promovăm o cât mai mare deschidere către utilizarea fondurilor europene și atragerea de investiții străine care să dinamizeze dezvoltarea principalelor sectoare economice. Un aspect pozitiv care mi-a captat atenția este capacitatea de clusterizare a județelor Harghita și Covasna. Salut inițiativele locale în acest sens și mă bucur că s-a înțeles faptul că instrumentul strategic în procesul inovării și al obținerii de performanță economică este capacitatea de colaborare în domenii cheie. Este esențial să susținem rolul întreprinderilor mici și mijlocii în economia locală, iar prin proiectele clusterelor să putem atenua decalajele care există atât la nivel regional, cât și la nivel național. De asemenea, vreau să salut aici și colaborarea intercomunitară pe care o încurajați și o susțineți. Proiectele comunitare reușite la nivelul Harghitei și Covasnei confirmă importanța esențială a soluțiilor locale de care depinde, finalmente, binele întregii țări, pentru că doar împreună putem să construim o Românie prosperă. Onorată audiență, există trei teme politice la care cred că vă așteptați să mă refer. Descentralizarea, regionalizarea și autonomia. România are mare nevoie de creștere economică și de modernizarea administrației. În lumina acestor obiective, cred că descentralizarea este obligatorie, fiindcă aleșii locali știu cel mai bine de ce are nevoie comunitatea și trebuie să dispună de instrumentele necesare pentru a acționa în interesul local.
regionalizarea este de dorit. Dar numai dacă se face în așa fel încât să ducă la modernizarea administrației pentru a fi mai eficient în interesul cetățeanului și dacă duce la crearea de noi locuri de muncă prin creștere economică. Autonomia locală și regională, așa cum tocmai le-am descris, ajută. Dar autonomia pe criterii etnice nu este de dorit, fiindcă ar inhiba dezvoltarea. La aceste concluzii s-a ajuns la nivel european, unde chiar se recomandă ca, în cazul unei regionalizări, să nu se realizeze delimitarea regională pe linia de delimitare etnică. Doamnelor și domnilor, în final, aș vrea să spun că mă îngrijorează soarta tinerilor din zonă care nu vorbesc bine limba română. Este o problemă care trebuie depășită, pentru că doar astfel putem conviețui în armonie, dar și pentru că doar așa le putem asigura acestor tineri un viitor. Maghiarii bine educați au dreptul la șansa de a-și construi o carieră, fiind capabili să lucreze și aici, dar și la București sau orice altă parte a țării. De aceea, reprezentanții comunității maghiare și ai Ministerului Educației trebuie să se așeze la masa dialogului și să găsească urgent soluțiile cele mai bune. Să nu-i privăm pe copiii și tinerii maghiari de aceste oportunități, să nu le limităm viitorul în cauza unor concepții care țin unor prea mult de politicianism și prea puțin de oameni. În încheiere, vă spun că am foarte mare încredere în dumneavoastră, în capacitatea dumneavoastră de a face în continuare din această relație între minoritate și majoritate una de succes. Doamnelor și domnilor reprezentanți locali, responsabilitatea dumneavoastră este extrem de mare. Dincolo de misiunea de a gestiona treburile administrative, vă revine și sarcina de a încuraja un climat de bună înțelegere și respect în cadrul comunităților pe care le reprezentați. La rândul lor, reprezentanții politici, fie ei ai minorităților naționale sau ai majorității, au datoria să nu uite că unele teme și abordări ating sensibilități istorice pe care nu le vom depăși niciodată dacă le tratăm cu intoleranță și ostilitate. Dincolo de disputele și câștigurile politice, principala responsabilitate rămâne față de oameni. Vom putea să trăim cu toții în acea Românie în care să ne simțim împliniți doar când țara noastră își va atinge potențialul. Adică atunci când cetățenii săi, indiferent de etnie, se vor simți încurajați să-și canalizeze energiile spre ceea ce îi unește, nu spre ceea ce îi desprinde. Faptul că ne-am întâlnit astăzi în acest cadru nu poate decât să întărească convingerea că românii și maghiarii au de împărtășit și altora experiența de a trăi în armonie într-o Europa a valorilor. Vă mulțumesc!